Situație inedită în Gara Pașcani. Marți după amiază, pe monitorul unde de regulă sunt afișate sosirile trenurilor, au fost difuzate manele timp de câteva zeci de minute. Incidentul i-a luat prin surprindere pe călători, iar unii au filmat momentul și l-au postat pe Facebook. Șeful gării, Radu Movileanu, susține că problema a fost rezolvată imediat după ce a fost informat. El a explicat pentru BIT TV că monitorul a fost accesat de la distanță prin internet de o persoană neautorizată, care a postat manele în loc de mersul trenurilor. Firma de specialitate din Iași, care se ocupă de gestionarea sistemului video din gară, a fost anunțată pentru a lua măsurile necesare. Movileanu a mai precizat că în curând va fi dat în folosință un sistem video care să înregistreze și să difuzeze în timp real imagini din exterior cu zona gării. Problema a fost rezolvată după câteva ore.